Președinta Femeilor Democrat Liberale, Sulfina Barbu, a fost însoțită de europarlamentarul dâmbovițean Oana Antonescu, care în fiecare an a fost alături de femeile din organizațiile locale la manifestările plăjuite de ziua de 8 martie. Alături de doamne au stat și președintele PDL Dâmbovița Florin Popescu, președinta Femeilor Democrat Liberale Elena Mosor, dar și mulți alți lideri PDL de la nivel județean. Doamnele au primit flori și eșarfe și au petrecut câteva ore plăcute într-o companie selectă.